muncește. Se grăbește și termină repede. Nu, și ce are ce? La tine nu-mi pare rău dacă mușcă, ce are ce? Nu-și rupe dinții. La franții mai problemă, dar nici la el. Unde e mușcă? Unde-i 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 mușcă? Și aici așa și prosop și nu mai duc de jos. Hai să vă văzut, mă, că nu v-am văzut de mult, mă. De vreo 2 ani. Auzi, Dorina, de vreo 2 ani. Tu nici nu zici, vorbești cu franții, cu mine, nimeni ani. Ce să vorbesc cu tine? Tu ești molă? Eu sunt un fel de... Da. Uite, îți ofer locurile din colț. Voi ați ajuns la torturi, mă. Mâine avem post, da, dă-i acum seara. Dar de fapt tu zici bine ce zici, că mâine oricum nu mănc. Și eu mai am și alte speciale. Alte rinduri mai speciale. Pahare v-am adus? Da. Da sau nu? A, nu mai țuică. Am plăcut de la Costa aseară în bani. Hai că după aia bărcă. La o frizărie. Da, la fizărie. Da, eu le-am primit, tu le-ai primit. Bine, te le-ai primit așa din urmă. Cara! Mă bucur. Nu te-ai săturat. Cât durează? La tine tot îmi place. Jumătate de oră. Și tu te faci papi, sigur. După a doua zi, iară vine mai multă lume. Cât durează până mă trebuie? Deci e o oră jumătate. Iară pleacă, nu mai vine. La un moment dat zice, bă, Ioane, tu te uiți afară, că ăla tot întreabă și nu mai vin între mine. Și ăla merge, Ioan se uită, vine înapoi și începe să râde, mă, se dă pe jos. Și ce, bă, Ioane? Zice, că unde se duce ăla? La nevastă ta. N-am înțeles, n-am fost la bază de la început. El întreba cât durează până ajunge și el la rând la frizer, nu? Da. Întreba pe frizer. Și pleca. Și ăsta iară, tot nu mai venea înapoi. I-a două zi iarăși, mai multă lume. Tot îi zicea și nu era liniștit. Mergea și ăla îi spunea cât durează. A nevasta frizerului? Da. Ca să știe că poate să stea. Era curaj că mă iau, uite-te, unde mere la că tot stea. Ce păcat că n-ai bărbat frizer. Ce nu l-ați întrebat? Ce-ți spune? Ce ți spune? Ce ți spune? Ce la primărie, au venit cu dureri de cap, dar am zis că-i plăcere de cap. Ce ai făcut la primărie? La primărie se conducă de nouă, îmi făceau copii. Ce faci la primărie, mă, ce-mi place mie. Uite cum îi face gura la tara. Nu, din februarie am depus să plătesc impozitul. Eu să dau bani la stat, știi? Eu n-am plătit de vreo 2 ani. Vine hârtie. Da, nu, mă duc eu după o lună și ceva, când era termenul, zic, bă, n-am venit nimic. Ce? Că nu știu ce, că noi am trimis cu poșta, că veniți să vă certați cu noi. Zic, că n-am venit să mă cer. Dar o să veniți să mă cer. Dacă mă amendați. Că o să fac ce? Fac ce? Da. Nu zic, nu, stai, nu cere, cum am zis. Reclamație am zis. Apirați voi să fie reclamație. Nu cerere. Dar ai tabloa chestia. Da, mi-e tabloa. Reclamație, știi, fac. La vreo 3 zile vine, puf. Era... Peste calea Matilor numărul 1989, tăiat cu corector, scris Anișoara de Anof, pe el trimisese la blocul vechi. Deși deodată am depus să reîndresa, că am vândut dar exact apartamentul ăla, să dar cine citește tot ce e în dosar? Am pus cu buletine, cu tot ce și la hotel, am pus pe să ducem CFO pentru Herculan. Mama, te-o bagat pe canal. Pe ce încerc tu pentru culoare? Păi tu nu vezi pentru ce încerc. Nu, că trebuie și pentru aia. M-am întors ca la Ploiești, că n-am avut ce să zic. De la aia mi se trage. Că vreau să pleci, unde pleci, doamne? Stai aici. Când vrei să apunte, strângi cu gata. Da, la oră cu oră, așa. Auzi, zice, bun. Ai, zice. Copie după obligată de construire, acolo, ce zice, mă, dracu. De la urbanism ca să-i tabulez. Funcționalul, duc pe aia, e bună? Bună. Zice, vă calculăm. S-ați liniștit că vine. Bun, depun că-mi trebuia pentru intabulare, dacă am scos ăla, de caz depun că-mi scot certificatul fiscal. Bun, nu știu, o săptămână. Am dus să scot certificatul fiscal,
Nu-i bine? Ce? Aveți datorii? N-am datorii, mă aveți? Între timp aia calculase, știi? Și apoi am cu datorii. Bun, mă duc să plătesc. Dar serios, chiar? Mă duc să plătesc, stau la rând, nu știu ce, ajung la Ghișeu, dau cardul. Nu se poate cu cardul. Dar de ce? Că am plătit cu cardul. A, s-a schimbat programul. Da, nu-s normal. Bun, bați joc de un plătesc. Nu, eu mai bine dau bani la cineva și rezolvă totul decât să mă duc eu. Să veniți că, na, nu știu când. Pe mine când mă văd câteva acolo, domnul zice, eu nu-s de vin, eu nu mă apar. Foarte bine! Eu, dar când am venit acolo, aia te știa, când am dus eu cu... Păi, îmi dai seama că pe aia am scăpat și i-am spus toate ne-am povestit de mă. Știu că a venit totul, că i-am zis că nu am venit să-mi ia foaia, că trebuie să ne... La aia am spus că nu se vede, dar nu e de primărie. S-a cu mai ieșit, i-am zis, n-am mai găsit. Am semnat acolo, zice, știu că trebuie să-i dau și lui, că a fost dat. Și aici de vreo 2 ani, 3 ani, anul trecut n-am plătit. Și acum 2 ani n-am plătit mașinile, casele le-am plătit. Păi zice că e din aia care fuge și cum îi zice? Nu fuge, cum îi zice? Ambulant sau ce? Ambulant. Ambulant. Dar fii atent. Dar legea nu-i bun. Dar nu, dar ori luat banii pe un an. Ori luat tot ce-o trebuit, toate avizurile plătite. Acum au găsit ei că apa nu se poate înțepa că e mișcătoare. Ce mișcătoare? Păi de ce mai pus să fac locul ăla acolo atunci? Dă-i mă, nu-s normal. Am luat, intru în audiență la directorul ăla de la urbanism, să-l văd. M-a zis cineva că e un om inteligent. Cine? Nu, dar așa și intru. Zic, am venit la dumneavoastră în audiență pentru că cineva mi-a spus că sunt inteligent. Pentru că de jos până în sus nu-i nimic. Da, nu, 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 nu